Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un episod de Stand -up 2 Astăzi am pregătit pentru voi un nou clip Ceea ce vreau să spun este că Dacă știți, acum două zile s-a lansat skinurile care erau din ps de Crăciun pe shop Și normal nu făceam clipul ăsta Dar vreau să-l fac pentru că vreau să fac și eu cât costă um, skin skinurile noi de la shop um, Vreau să postez clipul ăsta mai repede Mai ales vreau să-l și filmez mai repede Doar că când vreau să vând skin-urile, să vând stickerele pe care le aveam, dacă mă uit la History, cred la Sales, da, le-am vândut, gen armele pe care le aveam din PES, doar că vreau să fac asta pe clip. Bă, dar ghiți nu aveam cum, gen, dădeam să vând un sticker, uite, dădeam să vând stickerul ăsta, mi-a arătat, mă uitam la aici la History, să văd dacă s-a vândut, mi-a că se încărca în continuu. Dădeam restart la emulator, gen la stand-off și tot ce intra mai la history și mi-a trebuit același lucru. Gen mie mi se vândeau stickerle și skin-urile peste vreo 10-20 de minute. Atât de buguit era shop -ul. Deci, de asta am revenit cu clipul ăsta acum, peste două zile. Bun, și acum, bă, am o nebunie pentru voi. Să zicem că dacă strângem vreo 40 de like-uri la clipul ăsta, cel mai probabil o să fac un case opening. Ori îmi vând baioneta asta, ori poate mai bag eu niște bani, poate, poate. Și vreau să fac un case opening, dar dacă suntem din 40 de like-uri, ok? Bun, acum hai să trecem la videoclip. Dacă mergem la Marketplace, la Filtre și la Winter Fan 2022, putem observa că avem aici frumuselele skin-uri de, de... de Crăciun, ok? Deci, uh, avem... Uh, prima Băi, eu, eu zic prima dată, hai să ne uităm la cuțite, ok? Da, The... băi, era carabitul ăsta Hero of Tiger, prima dată când s-a băgat pe shop, era vreo 1200 gol, 1350 gol și acum a crescut prețul la 1800. Sincer, credeam că o să cost undeva pe la 3000 gol carabitul ăsta, adică, bă, chiar arată și maker, frate. Uh, la fel și mănușile astea, bă, mănușile astea, extrem de ieftine, 1600 gol și era aici 1560 prețul de la Purchase Request, destul de ieftine. Mai era și butterfly-ul ăsta. Am văzut că a scris un abonat acolo la, la comunitate că baioneta asta costa cam 1000 gold când s-a băgat pe... Deci, dacă baioneta asta costa... Gen, dacă... Asta e butterfly. Dacă butterfly-ul ăsta costa 1000 gold, îmi dai seama cât costa baioneta asta. Adică, de la 1000 gold a crescut la 2300 și acum asta cred că era vreo 1500 sau poate 2000 gold și a crescut la 3600. Uh, mai avem uh, mando care era 1358. De la 1358 Păi și cu așa și recomandă asta, era și foarte ieftin când s am bucat pe shop. Deci oamenii care au prins chinurile fix când s-au bucat pe shop, cred că le-au prins foarte ieftin. Ce mai avem pe aici? Avem a, scorpionul ăsta, cu ăsta scorpion. Ok. A, în continuare, a, mai avem a, cu Nail. În continuare, bă, dar chiar, în continuare mai avem și cu Nail. Dacă intrăm aici la history, la mine, la sales, dăm scroll în jos, puteți să observați că mi-am mândut al doilea cu Nail din 700 gold, am scos pe el, cu tot cu taxele și luate și am dat ăștia 700 șa, gold, cred că știți și voi, am dat pe, um, pe turneu, gen am dat 600 gold la tot Normal am să bag eu ceva cash, dar uh, n-am mai băgat că am văzut că s-a băgat pe shop și am vândut cu un Bă, și acum, oamenii care au prins în patrulea de ăsta arcane, bă, deci s-au scos pe bani, sau deci, rău de tot s-au scos pe bani, Dacă mă uită, s-a costat atrac, ia uite-l cât costă, bă. 11.000 gold, 11.000 și se vinde cu 14.000, cu sticăre, 15.000, 20.000. Deci, oamenii care au prins ăsta cu statrag, cred că și-au umplut portofel de Crăciunul ăsta. Bineînțeles, mai avem și câteva skinuri. uri cât cât ok. Famosul ăsta costă 120 gold, cu statrag e vreo 700 gold. Parcă atâta era asta, e famosul cu statrag. Bă, 1200 gold. Era 600 când m-am uitat eu, sau 900. Te uite cât a crescut frumosul ăsta cu statra, frate. Pe bune. dacă mă uit la fanfalo cu statra, ia, fanfalo cu statra sărăcie. Sărăcie. Mă gold. Mai zice ceva. Ok. Mai avem aici un sticker frumos. Ăla, ăla, de, de la PES. Costă 600 de gold. Și mai avem un charm. Commander Klaus. Bă, ăsta... e ok, arată interesant, un moș Crăciunescu. Efesul ăsta costă 5 gold. Băi, într-un fel, Fesu și Tecul parcă astea două erau care arată în stilul ăsta, da. Arată ok. Chiar arată ok. Uh, ok. Ok, Tiger, ok. Dacă ne mai uităm pe aici, avem și fabumul. Asta e fabumul cu Statrak, asta costă 12 pe gol. Da, Tiger, viața mea, filmez un clip. Mai vezi ăsta costa cu Statrak. Uitați așa, băieți, Viața mea. Așa. El. Mez. Un clip. Așa. Dar clipă ăsta alfabet. Salută, -mă. oamenii de Astăzi, oameni. În continuare, dacă ne uităm, avem aici un sticker Rudolf care costă 45 gold. Mai avem un charm. Charm Christmas Fireplace. Charm asta costă 20 gold. Băi, charmul charm ăsta? Bă, ia uite, deci încă mai e bugăi shop-ul. Charmul ăsta cu... charm Deci charmul ăsta și mai erau niște charmuri. Bine, mind blowing gift asta nu e, nu e ok. Asta nu arată ok. Dar măcar e 15 gold, tot scoți în profit. Nu e ok opening Tiger. Băi, deci, oamenii care au cumpărat roata norocului, oamenii care au cumpărat cearmul ăsta de la roată, băi, jale mare, gen, nu au ieșit pe profit deloc. Știu că erau mănușile astea. Să dai 5000 gold la roata aia norocului, să spice un charm de asta care e 40 gold. Bine, cred că putea să spice în 4-1 ăsta. S-ar putea, cred că da. Dar să spice Uh, cearmul ăla și mănușile alea care sunt 1600 gold. A ieșit pe minus rău de tot a ieșit. La fel ca uh, roata aia de la Halloween, la fel. Dar, bă băieți, să nu vorbim doar de skin astea care s-au băgat da, Lasă să Lasă-mă să filmezi clipul să mă reagex. Să nu vorbim doar de skin de astea, hai să vorbim și de ce s-a întâmplat pe shop în general. Bă, gen, când s-au băgat skin pe shop, cam tot shop-ul s-a ieftinit rău de tot. Acum nu prea mai varat așa. Bubble cam ăsta costă 200 gold, da. Cândva era 500 gold. Dar mai erau gen butterfly ul astea. Uite, butterfly-ul ăsta costa 1600 gold sau chiar mai ieftin era. Deci tot shop-ul a început să ieftinească când s-au băgat armele pe shop. De asta e bine, atunci ar fi cel mai bun moment ca să le cumperi, că costă foarte ieftin. Bun, băieți, cam asta am vrut să zic eu așa în general despre shop și despre ce se întâmplă. Acum, hai așa de sfârșit. Așa de să mergem aici la shop. La șoprile Anies Și ai zis să cumpărăm un case, băieți un case de stash Maker. Um, bă, hai să vedem ce putem să cumpărăm, un fable case pentru Butterfly, un Rival case pentru recomando, un Scorpion case pentru un Scorpion și un Empire pentru niște mănuși. Bă. Hm. Eu zic să luăm Scorpionul. Obește, bă, hai de sfârșitul episod să cumpărăm un Scorpion Case, ok, dăm mare bai. Avem un Scorpion Case în inventar și... Bă, dacă îmi pică un cuțit, un Scorpion, ar fi cas, sincer. Dar dacă măcar îmi pică un skin legendar, poate și în băcar nu l-am și asta e ok. Ai open. A trecut un skin, ok, un Scorpion, un G2, măcar cu două trag 22 te rog. Măcar... Nici măcar cu stă Nici măcar. Bă, deci, pe urmă, what? Am dat 100 gold pe 0,80. ah, ok, ok. Bă, băi, sunt clipul asta aici. Sper că v-a plăcut. Eu am fost frișcă. Te vedem data viitoare. Pa, pa.